documente împrânit, de nu putem să facem hârtie. Pe casă, da? Pe casă, da. Casă. Foarte bine că proiectul ăsta s-a terminat și avem document pe casa asta, foarte bine. Tudor Țurcan locuiește în această casă din anii 60, însă niciodată nu a avut acte cadastrale. Acum, datorită proiectului înregistrare și evaluarea funciară 2019-2024 inițiat de ASP, el va putea transmite bunul imobil drept moștenire fiicii sale. Undeva de pe 60, dacă nu mai... Undeva de pe 60, da. Și de atunci până acum n-ați avut document pentru casă? Da, și nici când. Toate am unul, avea documente. Trebuie să fără documente. Că să facem cum mai departe hârtii pentru copii. Că... Dar până mă noi n-am avut hârtiile astea. Asta e foarte bine că e ușor că s-a făcut și nu trebuie din blat. Oamenii din localitate susțin acest proiect. Acum vor face mai ușor actele pentru proprietate sau pentru moștenire. Am așteptat mult acest document. Ca să vreau să fac dăruiere pe fata mea, că mi-a murit soțul cu 2 ani în urmă, și vreau să fac dăruiere pe fată și nu avem acest document și nu mă putem porni. Noi avem ani de zile de când nu avem niciun document pe casă. Pornirea este bună. Sper că o să reușim să facem documentele. Eu cred că ar să fie o leacă mai ușor, în primul rând, din partea la bani. Vedeți cum nu se ajung, omul n-are când. Eu m-am ajutat pentru că mai ușor să primești gratuit decât să dai bani și de acum ne bucurăm și noi. Primarul comunei Alexandru Boiciuc spune că datorită proiectului se va putea face o analiză mai bună a proprietăților pentru o evidență corectă. Ne-a dus un lucru că avem o hartă, un plan cadastral pe localitățile care sunt în comună. Putem face o analiză anume la proprietățile care sunt, cine este în viață, cine nu este în viață și așa am avut o analiză, dar acum este mai persistent și vedem realitățile care sunt la moment. Agentul economic care a elaborat lucrările cadastrale susține că procedura a fost una anevoioasă din cauza lipsei arhivei de acte. Avem o perioadă lungă, unde au fost mai multe, să zicem așa, tranzacții neoficializate, moșteniri nu au fost perfectate, au fost schimburi de terenuri între oameni. Sunt o porțiuni de teren, de grădini care sau nu sunt prelucrate, sau sunt prelucrate în comun și în primărie lipsește careva date. Specialiștii în reglementarea funciară din cadrul primăriilor spun că procesul de lucru a fost unul lung, dar important pentru locuitori. Pregătirea documentului a durat undeva 3-4 ani. În 2021, la noi în teritoriu, a început proiectul să lucreze și în perioada aceasta, adică am lucrat intensiv, ne-am stăruit după ce au fost pregătite documentația cadastrală, hărțele, au fost făcute și consultări publice. Proiectul de înregistrare și evaluare funciară a fost inițiat în anul 2019 și este implementat de Agenția Servicii Publice în parteneriat cu Agenția Proprietăți Publice și Agenția Relațiilor Funciare și Cadastru pe baza acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.